Unele păsări sunt foarte cunoscute, iar unele sunt chiar legendare. Însă foarte puține creaturi mistice sunt considerate la fel de mărețe ca pasărea Phoenix, care este înzestrată cu darul de a muri în flăcări și a renaște din propria cenușă. Bun găsit, dragi urmăritori Hara Media și Urban Bacău! Am lângă mine un om care a reușit precum pasărea Phoenix. Este vorba de Dorel Negrea. Bine te-am găsit și mulțumim frumos pentru acest cadru minunat în care ne aflăm. Mulțumesc, bună ziua! Pentru început, aș dori să ne axăm pe legenda pasărei Phoenix. Care a fost viața ta? Tu ai avut urcușuri și coborâșuri extraordinar de mari în viața ta. Cum a fost decăderea, întâi să vorbim despre decăderea ta, ca să ne ridicăm precum pasărea spre apogeul la care ești, la care ai ajuns acum? Decăderile nu au fost numai una, au fost mai multe. Dar ultima a fost cea mai gravă. Deci a fost, efectiv, ți-ai dat foc, figurativ vorbind, și ai renăscut din propria ta cenușă. Da. Ce te-a dus în starea decăderii? De ce ai ajuns la pasul ăsta? Problema vieții în general și anturajelor, sentimentelor. Pentru că un om care, mulți care beau sau sunt, sau decad, cad din cauza sentimentelor care le au, care sunt mai profunde ca a altora. Dacă înțelegi. Bine, fiind trăirea ta, normal că era mult mai... Da, le suporți mai greu. Un om care are sentimente mai mari, se suportă mai greu. Deci să înțeleg, pe fondul unor probleme emoționale, au pornit și celelalte probleme din viața ta. Da. În general, în alcool. Deci tu ai avut o perioadă în care ai fost dependent de alcool? Da. Câți ani au fost? Au fost destui. Pentru că ca să ajungi alcoolic, trebuie să bei ceva. Normal, alcoolicul de la un pahar în sus, în fiecare zi, devii alcoolic. Dar la mine a fost mai grav. Pe cine ai avut alături de tine? Sau cine te-a lăsat să ajungi în forma asta? Ai o familie? Aveai pe cineva lângă tine? Dar nu trebuie să te lase. Nu trebuie să te lase. Tu te duci. Și să înțeleg că cei din jurul tău nu pot interveni. Nu. Cel puțin în faza acută a bolii. Niciodată. Nici doctorii, nici soția, nici copii nu pot să intervină în cazul din asta. Pentru că depinde de tine. Tot ce faci tu depinde de tine. Vrei să te lași, te lași. Vrei să bei, bei. Vrei să faci ceva, o faci. Cât timp a fost perioada asta? A fost ceva ani. Vreo 5 ani. Și cum ai reușit să-ți conștientizezi starea și să te ridici din... Efectiv, este o mocirlă. În general, trebuie să dai cu fruntea de pragul de sus. Deci ai avut un șoc puternic. Da. Ne poți spune șocul? Un șoc, ajungi la o limită, organismul ajunge la o limită, după aia îți dai seama că ai o familie, când ajungi la limită. Știi că întotdeauna când ești la ananghii, te gândești la altcineva. Nu pe moment. În moment, dacă stai bine, e tot ok. Dacă dai de un șoc, deja începi să te gândești la familie, ce face familia, ce face soția, ce fac eu în viață, cu ce pot să ajut în viață. Și devine gândurile astea și cu ajutorul lui Dumnezeu poți să treci pragul ăsta care e foarte greu. Ai avut și un sprijin din partea unui specialist? În general, după aia. Deci după ce ai conștientizat, tu singur ai apelat la oameni să te ajute, la oameni specializați. Da. După aia ai, pentru că după aia e puțin mai greu, că trebuie să eviți, intri în depresie, intri în fel de fel de chestii și dacă reușești și după aia poți să iei înainte. Singurul responsabil de cădere, precum și responsabil de renaștere, ești tu. Da. În cazul tău. Da. Și probabil psihologic... Să vă dau un exemplu. Da. Doctorul a spus că în cazul meu, 1 la 1 milion scăpa.
Înseamnă că ești un om foarte norocos. Chiar norocos. Iar prietenii, care, anturajul care era cu mine, deja au dispărut. După ce ai trecut de faza alcoolismului, cum a fost viața ta? Ai mers pe un făgaș normal sau ai mai avut alte coborâșuri? Nu, nu. Ambiția. Să o iau tot înainte. Să ajung cât mai sus. Să recuperez din urmă. Și cam asta e. Te-ai gândit? Ți-ai pornit propria ta afacere? Da. Adică n-am stat. În 3 luni de zile am făcut cât n-a făcut altul în 10 ani. În 3 luni de zile eu m-am gândit, am analizat, am pus totul la punct, familie, tot la punct. În 3 luni de zile am ajuns deja la normal, ce n-au făcut alții încă în plus, ce n-au făcut alții în 10 ani. Cum ai ajuns să ai afacerea cu obiecte de antichități? Asta e o pasiune. Pasiune și... care o am, care probabil era în mine, probabil. Mi-a plăcut din mic. Deci a pornit imediat după ce te-ai lăsat de băutură, după ce te-ai reinventat. Efectiv, da, tu ești un om care te-ai reinventat. Da, 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 la toți zic. Și ești un om foarte plăcut, foarte responsabil acum. Da. Ești un adevărat exemplu pentru cei care au nevoie de un exemplu de a ieși dintr-o problemă în care se adâncesc tot mai mult. Și da, problema alcoolului este din ce în ce mai pregnantă. Aia e foarte gravă. În societate. Foarte gravă. Foarte gravă. Cu alcoolul nu se joacă. Și de regulă se ascunde lucrul ăsta. Familia ascunde că există un alcoolic în dar familie. Dar nu, familia suportă întotdeauna chestia asta. Da, dar față de societate ascunde lucrul ăsta. Da, se vede. Orice îi face, se vede. Nu poți să ascunzi. Te prefaci. Te prefaci, doar. Te prefaci. Și da, ai ajuns de la Jack Daniels la da, obiecte da, da, de artă. Da, e ambiția aia, e ambiția aia să o iei tot înainte. Și în viață, de exemplu, există o scânteie. Asta trebuie, o scânteie. Aia e ideea care te poate ghida într-o viață întreagă. Numai o simplă scânteie. De exemplu, mi-a intrat, am văzut la cineva ceva care mie mi-a... ceva, ți s-a părut ceva și o iei pe scânteia aia și o iei tot înainte, tot înainte și reușești până la urmă. Ai viitorul tău, cum să spun, scânteia aia e viitorul tău. Da, deci, e renașterea ta. Da, nu te zice nimeni, nu te bagă nimeni în cap, ai deodată vine. Deodată. Deci tu urmărești o scânteie în viață, trebuie să-ți faci un rol în viață, nu? Trebuie să-ți faci un plan în viață, trebuie să iei. Ei, și tu urmărești planul ăla. Mai ales cum în situația mea, că deja eram într-o vârstă puțin mai înaintat, nu eram chiar tânăr, înțelegi? Așteptam scânteia aia. Și scânteia a venit. A venit. Exact de la un fiu de-al meu. Tu ai o familie frumoasă, ai trei copii minunați. Ce ne poți spune despre familia ta? Spre norocul meu, da, sunt foarte frumoși, pentru că, da, ei doi sunt în Anglia, unul în Italia cu mine, am trei nepoți frumoși, înalți. Eu sunt cel mai mic din statură din familie și nevastă mea e mai înaltă. Copiii nici nu mai zic. Cine te ajută în afacerea ta? Ai ajutor din partea fiilor sau e o afacere independentă, strict personală? Strict personală. Este o chestie care nu mă poate ajuta. Chestia asta se învață în timp. Nu pot învăța de pe azi pe mâine. Mai ai pe cineva în familie pasionat de așa ceva? Toți sunt pasionați, în general, dar... pasiunea asta, ca să devină profundă, trebuie să înveți, trebuie să descoperi, trebuie să cauți. Tu ai fost autodidact, plăcând de mult. De la prieteni. Prietenii de la colegi, prieteni care erau experți în diferite domenii. De exemplu, alții sunt în domeniul monezilor, alții în domeniul mobile, alții în domeniul ceramicii. Și văzând așa... întrebam, asta cum este, asta cum este, asta ce, de unde, cum e, anul, după ce știi, după cum. Și împredenindu-mă cu ei, am învățat. Acum am ajuns la un stadiu care vecinii mă întreabă,
să le fac un preț la mobilă, din ce an este. Acum le dau eu sfaturi. Da, cum ai devenit specialist. Da. Și ai fost un autodidact cu rezultate extraordinare, dacă poți să dai sfaturi și celorlalți. Dacă vrei, poți. Ce obiecte se află în magazinul tău? În general mă ocup cu toate tipurile. Ce-i deosebit, ce-i vechi. Eu, pe exemplu, o mobilă. O ating. Pur și simplu simt ca să o ating. Deci undulația mobilei, în general, asta e specialitatea mea, ce îmi place mie cel mai mult. E mobila antică, mai ales venețiană și fiorentină. Și tipul francez. Vine lumea iubește arta, iubește locul ăsta. Eu așa știu că este un loc foarte iubit și foarte căutat în Bacău. Da, în general, de oamenii. Să fim sinceri cu oamenii cu... Da, e o anumită nișă până la urmă, nu orice se regăsește în asemenea magazin. Nu. Ai o clientelă specială aici. Nu îți vine oricine pentru că nu au atracții, nu dau valoare. În general, oamenii inteligenți respectă istoria. Deci, respecti istoria, respecti și astea, obligat. Da, la tine a rămas un grup de clienți care este constant aici, în magazinul respectiv. Păi, asta ți-l formez cu timpul. Și sunt, adică, azi unul, mâine unul, poi mâine altul, peste o lună vine altul, pentru că nu-i poți aduna deodată. Deci se descoperă unul pe altul. Uite că este un magazin în locul cutare care sunt lucruri care sunt bune. Vine și atunci devine un client permanent. Când vezi că ai o marfă bună, de exemplu, o comodă de anii 800, porțelan de Rosenthal, astea sunt căutate, adică au valoare, au respect, sau rămân, de exemplu, o bază. Rosenthal, aia n-are cum, aia rămâne în istorie, aia nu dispare niciodată, pentru că sunt făcute toate manual, sunt lucrate cu suflet, sunt lucrate de specialiști care cunosc, nu sunt bazi din astea... De China, da. Știi ce am observat eu? Pe lângă faptul că persoanele respective sunt clienți, îți sunt și prieteni. Ce ne poți spune despre prieteniile pe care le-ai legat prin prisma afacerii tale? Băi, două persoane care iubesc arta, în general asta, devin prieteni, discută, vede ce zice unul, părerea la unul, părerea la altul și devin prieteni. Aici nu mai există. Sigur, devii prieten cu unul care cunoaște, care iubește istoria, care iubește lucrurile antice. Ești prieteni. Fără discuții, din prima. Când vii, poți să fii doctor, dar vorbim ca prieteni. Aici nu cu, zic, domn doctor sau domnul. Vorbim ca prieteni, exact. Cum ar fi oricare altul. Nu contează asta. Fiecare lucru din magazinul ăsta are o istorie. Tu împărtășești cu cei care te vizitează și istoria lucrurilor respective. Obligat asta. Ce ți-a rămas la suflet? Care obiect te-a marcat? Un obiect. Un tip de mobilet, așa îi zic eu, mobilet pentru medicamente din 1800, la începutul 1800 era, care l-am adunat eu, nu l-am găsit, rupt, făcut și l-am recondiționat singur și l-am lăsat exact, aproape exact cum este el, numai că l-am atins puțin. Și am dat o valoare, o chestie, ăla mi-a plăcut cel mai mult. Pentru că avea o formă, și mirosul înăuntru era de medicamente din anii respectivi. Deci rămăsese. De unde faci rost de marfa asta care este minunată? Ei, asta e cam greu. Nu au cum să audi, că mobilii antici nu se găsesc pe stradă niciodată. Niciodată. O comodă de 800, niciodată n-ai cum să o găsești pe stradă, pentru că e respectat oriunde din lumea asta. În general, fac
le cumpăr. Dacă e la un preț rezonabil și îmi place bun tare, o cumpăr. În primul rând. În al doilea rând, muncesc pentru ea. Mă duc să golesc o casă sau ceva și nu are nevoie de ea, în loc să-mi plătească, iau lucrul respectiv. Și așa le găsesc, umblând, căutându-le. Niciodată nu-ți vin la tine. Eu, de exemplu, ca să cumpăr un lucru, trebuie să-l caut. Și-l caut prin târguri, prin goleri de apartamente, ori îl văd la cineva în casă, ai cât vrei pe el. Îl cumpăr. Îl cumpăr cu bani, nu contează. Da, știi cum, am și eu o curiozitate. Cum arată casa unui colecționar de artă? Că până la urmă bănuiesc că obiectele care sunt cele mai dragi nu o să le pui spre vânzare. Da. Cum arată casa ta? Păi, să-ți dau un exemplu. Eu locuiesc în Italia, nu? Ei, după ce am aranjat casa, am chemat pe un italian bogat care cunoaște și în vârstă. Și când a uitat în casă, a zis, de nu am crezut că voi aveți așa ceva. Sau sunteți capaci, sunteți capabili de așa ceva. Când au văzut, nu știa în care colț să mai uite. Fiecare colț are rolul lui. Deci în casă, la mine e plin tot. Fiecare colț, nu numai de un anumit fel de antichitate. Colțul ăsta e cu pietre, colțul ăla e cu arme, colțul ăla e cu vase, deci e prin toată casa, ăla e cu tablouri, ăla e cu icoane. Deci fiecare colț e aranjat în felul lui, pentru că avea, găsesc lucruri diferite, nu le pot pune grăbadă, fiecare are rolul lui în casă. Nu? Ca să schimb unul, ca să schimb unul din casă, îmi vine greu, trebuie să găsesc unul mult mai valoros sau mai ca să-l schimb pe altul din casă. Deci ei au rolul în casă, nu? Cum te-ai integrat în Italia? Mă, italienii sunt diverși de noi, știm prea bine, nu? Eu m-am integrat folosind metoda lor. Adică să fiu ca ei. Prietenii tăi bănuiesc că sunt și din rândul italienilor. Da, în general de-a lor. De, pentru că ei cunosc, ei au întorcându-mă puțin în urmă, perioada alcoolismului s-a desfășurat în România sau în Italia? Asta ca o curiozitate. În amândouă. Ani. Da, începutul a fost greu în Italia, foarte greu. Am dormit chiar și pe stradă, nu? Că m-am dus și cineva m-a așteptat cu masa pusă. Doar prima dată pe stradă, pentru că înainte era greu, știi toată lumea. Trebuia să treci granița, trebuia să fugi, trebuia să vii, era o droaie de chestii până ce ajungeai acolo. Și acolo cine are? Strada. În ce perioadă ai plecat în Italia? În Italia în 2000. 2000, deci ai atâta timp. Da. Unde ai vrea să te stabilești? Până la urmă trebuie să-ți găsești un loc fix al tău. Care țară ți-e mai dragă? Știi prea bine, nu? România. România, nu? Și magazinul ăsta l-am deschis pentru asta. Deci nu că să câștig ceva sau să mă îmbogățesc, nu. L-am deschis să aibă Bacău ceva frumos, ceva unicat, ceva care nu se găsește în altă parte, ceva chiar istoric. Da, și te străduiești să-l menții, pentru că nu este ușor de menținut o afacere de genul ăsta în perioada actuală. Păi să-ți explic. Eu, în Italia, am o parte de IBA, care lucrez cu un alt domeniu. După asta fac târgurile și în Italia, vând și acolo. După asta am și magazinul ăsta aici. Trebuie să strângi marfa cu timpul până ce faci un furgon. Deci aleasă, nu? Că găsesc, îți vând toată marfa asta cu un preț. Nu, fiecare bucățică e aleasă, fiecare piesă, fiecare asta e aleasă și pusă deoparte. Când mi-a făcut treaba, vin în Italia, vin în România, lăs, arejez aici, lăs magazinul, mă întorc înapoi, du-te la muncă, vai iar, du-te, e greu. Sunt trei activități care le fac. Da, deci să înțeleg că ești totuși român, rămâi român și... Da.
România îți rămâne 100%. În suflet, indiferent de distanța care te desparte de țara natală. Nu, nu, nu. N-are cum să mă despart. N-ai cum să nu fii în România. N-ai cum. Poți să-ți dea aur. Mă bucur că aud un om care vorbește frumos despre țara în care s-a născut. Dar oriunde mă duc, vorbesc frumos. Care vorbește aiurea, îi zic, nu știți ce e acolo. De-aia vorbiți că nu știți ce e acolo. Pentru că la noi e defăimat din cauza sărăcii, că lor Ceaușescu, din cauza la multor chestii, nu că e... Dar românii sunt mult mai diversi, mult mai calzi, mult, mult mai calzi ca... Am văzut 22 de nații din Europa. Cea mai caldă nație care am văzut-o eu este România. Fără discuții, nu punem la probleme. Mă bucur să aud lucrul acesta. În principiu, un om ocupat este un om fericit. Asta ca un mesaj, ar fi ca un mesaj transmis celor care au anumite probleme. Să înțeleg că pe tine, din alcoolism, te-a scos și munca. Fără discuții. Dacă nu ai ocupații, te pugi de prostii. Dar nu există să nu ai ocupații. Să mă plictisesc sau să n-am ocupații. Sau... Eu n-am timp să fac totul. Ăla e un om împlinit, care are tot timpul să facă ceva, să inventeze ceva, să gândească la ceva, să urmărească. Păi un viitor fără o direcție, ce faci? Se zice să te apropii de oamenii care sunt ocupați, altfel riști să fii lângă niște oameni care nu au ocupație și atunci o să-ți devoreze efectiv activitatea ta. N-are cum aici, aici e greu, aici îți trebuie ani de muncă, îți trebuie pasiuni, îți trebuie, sunt mai multe, nu e numai o chestie, eu îți cumpăr ție afacerea asta, acum îți cumpăr totul. Eu ți-o vând, dar mai departe ce faci? Nu, am avut clienți. Bă, vedem tot că mă ocup eu. Eu l-am văzut ce poate capul. Nu o duceau magazinul mai departe. N-avea cum. Pasiunea e mai presus decât orice sumă de obligat, bani. Și pasiunea asta te face să înveți. Orice lucru ușor. De exemplu, mă uit la o mobilă, o știu de la distanță. Aia e franceză, aia e din nordul Italiei, aia e nemțească. Din start. Adică după forma lui. Nici nu trebuie să mă uit. După forma lui îmi dau seama imediat. Pe lângă să citesc. Da. Asta e, vine din instinct, parcă. E aproape, aș putea spune că e un talent. Da, nativ. Da. Din instinct vine, nu că am învățat prea mult. N-am avut timp. Am mai citit pe aici, pe acolo, zic. Dar din informații, din, cum am zis, prieteni care cunosc, într-adevăr cunosc. Și i-am probat, adică, să vedem, asta știi sau îmi dă așa informația iurea. Unde m-am interesat mai mult, și ăla era cel mai bun. Ăla mă duceam și eu. Pe lângă pasiunea ce ai pentru lucrurile acestea care ne înconjoară aici, care mai sunt pasiunile tale? Pasiunea mea, nu am așa... Dar știu că ești unul iubit arta, în general. Și pe lângă arta da. Ești un foarte iubitor de animale. Da, animale, da. Asta pot să mai spui eu dată, nici nu mi-am dat seama. Asta e o chestie care... Da, la tine a intrat în sânge, cum ar veni. Da. Știu că ai doi cățeluși. Da. Am avut trei. Dar unul a murit de un cancer groaznic. Soția a plătit 5.000 de euro. Dar cancerul tot l-a dobărât. Știa că moare, știa că are șanse de 5%, 2%, dar... A dat 5.000 de euro pentru alea 5%. Da, pentru că nu te poate lăsa inima, este o ființă, până la urmă e un membru al familiei, animal. Nu tot înțeleg chestia asta. Câinii, animal în general, te calmează, ai dragoste din partea lor și oamenii sensibili, în general, au câini, pentru că le oferă dragoste. În schimb. Și
caută dragoste unul de la altul, cum se spune. Câinii caută de la om, omul caută de la câini. Și care nu le plac sau nu au un pic de... Dar nu au câini. Discuția noastră a fost între legenda pasărei Phoenix și afacerea ta care te-a remontat efectiv. Ce mesaj ai să le transmiți celor care au nevoie de o încurajare pentru a încerca ceva nou, asta, pentru a ieși din cenușa aia, pentru a renaște? Un mesaj pentru cei care sunt în primul rând, să autocontrolezi întotdeauna. Să autocontrolezi, adică pur și simplu sunt niște limite cu autocontrolatul ăsta. Deci când îți pui în cap să ceva, nu să te lași la primul popas, gata, imediat, e o barieră și gata, m-a lăsat. Nu! Perseverența ar fi o cheie. Perseverența trebuie să continui mai departe. Exact ce îți dorești tu. Și atunci, de realiza. E imposibil să nu realizezi. Dacă îți place ceva, e imposibil. Exemplu nu? Ești tu, până la urmă ești un exemplu. Trebuie să o ia înainte. Deci el trebuie să-i placă și drumul lui trebuie să fie drept. Deci știi, pas cu pas, să facă pas, mâine un pas, pâine un pas și ajunge la o limită. După aia vine foarte ușor. Adică o ia singur, fără să vrei. Te-ai greu primii pași care o ia. Primii. Să știi direcția în care parte să o ia. Asta e important. Scânteia aia care ți-am spus de la început, da. Asta este. Că dacă nu o ai, ești trenul. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru deschiderea ta. Recunosc că e un subiect destul de delicat. Sper să ne vedem la altă emisiune, dacă o să ne mai inviți. Și mulțumesc și celor care ne-au uitat. La revedere!